Inițiativa legislativă prin care copiii erau obligați să le plătească pensie de întreținere părinților, bunicilor și străbunicilor a fost retrasă din Parlament. Solicitarea a venit chiar din partea inițiatorului proiectului, deputatul PSD Dumitru German. Proiectul de lege era semnat de către 70 de parlamentari PSD și ALDE, dar și de Nicolae Bădălău, ministrul economiei, scrie Mediafax. După ce Viorica Dăncilă a declarat la finalul săptămânii trecute că nici guvernul și nici PSD nu susțin acest proiect, inițiativa legislativă a fost astăzi retrasă. Potrivit proiectului, copiii majori, apți de muncă, erau obligați să-și întrețină părinții naturali, părinții vitregi, bunicii și străbunicii aflați în dificultate materială. Inițiatorii motivau că o astfel de lege este necesară din cauza că există multe cazuri de bătrâni abandonați. Inițiatorii specificau faptul că, așa cum există obligația de a avea grijă de un copil, ar trebui ca și copiii să fie obligați prin lege să aibă grijă de părinți. Proiectul prevedea închisoarea pentru odraslele care nu plăteau pensia timp de 3 luni.